Neața, m-am trezit foarte greu astăzi, e vineri, l-aștept pe Miță la cafea, nici n-am apucat să-mi spăl pe față, arăt îngrozitor. L-aștept pe Miță cu sandwich. Salut, mami, da, iubitule, salut! Am stat cu iubitul meu azi dimineața că m-am trezit, vreo 20 de minute ne-am iubit, da, și-o tors. De obicei, primul lucru când mă trezesc dimineața este să mă spăl pe față. Mi-am pus o cremă de la Himalaya pentru ten gras. Pentru zona ochilor o să folosesc elixir antirid și antipoluare de la Farmec. Foarte rece, cum îl țin în frigider. Și sunt pe fugă ca de obicei. Miță e happy că o mânca bine. Și o bău cafea și o plăcut simțiu pe care l-am făcut eu. Nu am apucat să filmez nimic că am primit un mesaj cum că pot să vin mai repede la programare și atunci here I am, mă grăbesc să ajung în Florești la LPG și după aceea la unghii, să vă țin la curent. Sau toamnă, cum să spun, toamnă timpurie, nu de toamnă târzie, ne bucurăm, să ne bucurăm sau nu, ce să zic. Îmi place foarte mult că atunci când e iarnă și toamnă târzie să fie mai frig și când e vară. Ca să fac un scurt rezumat de ceea ce zicea domnul acesta drăguț de pe radio EBS, la Cluj în noiembrie la ora 13:25 sunt 22 de grade. Nu știu dacă să mă bucur sau nu. M-am îmbrăcat, așa arată costumașul pe care trebuie să-l porți pentru ședințele cu LPG și începem ședința de astăzi. Tratamentul cu LPG de la Princess Beauty. Mamă, ce cald e, nu mai pot. Am plecat repede pentru că trebuia să fiu la 2:30 la Ștefania la unghii. Am ajuns la Ștefania. Acum urc. Întârzia 10 minute. Sper să se supere. Hai să vedem. Iarătam acum Ștefaniei culorile permise. Avem voie un nude mai deschis, un nude mai închis și rozul uniformei. Am găsit deja un nude mai închis. Mi-aș face și eu un vișiniu sau un verde sau ceva model. Deși n-am fost niciodată cu modelele, acum chiar îmi vine să-mi fac modele. Acum că nu pot. Da, acum că nu pot, exact. Mâine o să am un eveniment cu vloggerii pe BM Cluj. Abia aștept și nu m-a bine că la fix o să am un fresh. Așa de fain sentimentul ăla când ai unghiile proaspăt făcute. Partea mea preferată, cred că a tuturor preferată. Ce bine. Și bate și soarele direct pe față. Trebuie să vă filmez ce trebuie, că am închis ochii. Masaj de mâini în
plăcut decât te-ai fi gândit. Mm-hmm. Mm. Ce sunete scot aici? Da. Vai, mulțumesc. Unul dintre cele mai faine sentimente, să ai unghiile fresh. Să vă arăt cum am parcat. Doamne, iartă-mă. Horror. Bine, hai să vedem. Să ne rezolvăm treaba. This is it. Super, am și găsit ce o să port mâine. A fost dragoste la prima vedere. Cred că 2 minute mi-o las să mă decid. Superbă. Mă grăbesc să ajung acasă, că în seara asta o să ieșim cu niște prieteni la masă și mai am ceva chestii de făcut și să vă zic pe Instagram despre concurs, că am văzut că nu se mai înscrie nimeni. Așa lumină faină este de la cerul ăsta. O să fie un apus tare fain. Cred că să mergem să mâncăm la... cum îi zice? Gandhi. Eu mi-am băut deja paharul de vin și sunt cam fericită. Ne arată foarte bine, e cu ou. Și stau și-l iubesc un pic.
Iubirea mea. Nu știu dacă mai sunt pisici, ca și Bruno, dar... cum să vă explic eu vă? Bruno e obsedat de porumb. Spune Bruno, eu sunt Bruno și îmi place foarte mult porumbul. Dați așa că vă și arăt. Ce e ăsta, Bruno? Îți place? Vii după mami? Da, haide. Da, îți place mult? Hai, hai, hai aici, hai. Da, îți place mult? Opa. Ai păpat, da? Bravo! Bravo! Mai vrei? Hai cu mine. Mai vrei? Hai aici dacă mai vrei, hai. Bravo! Hopa, hopa, hopa! Dă-i masa, mă, Bruno. Mi-am pus o mască, aștept să se de tot. Și apoi intru la duș. Trebuie să mă pregătesc pentru BBM duș. Și e 17 și 10 și eu încă aștept după taxi și nu am ajuns la eveniment. Ia. Și mi-a propus să ajung la fix. It's not gonna happen. Can we talk? Hey. Partea culminantă este partea când primim de la sponsorii evenimentului diverse noutăți, creme, parfumuri, serumuri diverse. Am primit și cărți, chiar mă bucur, abia aștept să le citesc. Da. A, ăsta, ce l-ai rămânat, ce l-am împins sub scaunul. Hello!
mergem la țară. N-am mai fost de foarte multă vreme, din vară, cred. Astăzi este o zi de relaxare, chiar dacă impulsul meu ar fi fost să mă apuc să strâng în casă. Unless a mace is up your sleeve, have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep. Spilling drinks on my head. Odi. Iarbă proaspătă, noiembrie. Odi. Și 20 ceva de grade. Odi. Odi. Wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Am I down and pucker up? I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I'd see you go, sort of hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Ci că așa ar trebui să fie în noiembrie. Da, 22 de grade și soare. Sper că v-a plăcut vlogul din acest weekend. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați subscribe pentru mai multe videouri. Nu știu când o să fac mai mult, dar da. Mulțumesc că v-ați uitat. Eu vă pup.